Laudat să fie Domnul! Iubiți frați și surori, aș vrea să continui în spiritul mesajului de dimineață și al textului din Evrei, din capitolul 10. În pasajul respectiv, ni se prezintă o listă de responsabilități ale credinciosului pentru întreținerea relației lui, atât cu Dumnezeu, cât și cu Biserica Universală și Biserica Locală. Am menționat dimineață faptul că există trei dimensiuni ale Bisericii. Există o dimensiune personală a Bisericii, prin care omul este introdus în părtășie cu Dumnezeu, intrarea în locul preasfânt pe calea nouă și vie, în mod individual, ca persoană individuală. Așa primește el mântuire. Apoi intră în dimensiunea spirituală, universală a Bisericii Domnului Iisus Hristos, care cuprinde în sine credincioșii din toate vremurile, din toate spațiile geografice. Și apoi este dimensiunea locală a Bisericii, grupul de credincioși care se închină împreună în același loc. Și spre deosebire de relația personală cu Dumnezeu, unde nimeni nu se poate băga între tine și Dumnezeu. Iată de ce la cina Domnului porunca este fiecare să se cerceteze pe sine însuși. Este un moment al conștiinței personale care îți dă dezlegarea sau te oprește. Apoi, în Biserica Universală, noi avem făgăduințe, avem promisiuni care ne fac parte din Biserica Universală, dar adevărurile practice, trăirea practică se poate vedea și se poate manifesta doar la nivelul Bisericii Locale. Acolo vedem și suntem văzuți. Și textul din Evrei ne spune să ne apropiem, să ne curățim, să ținem sau să păstrăm, să veghem, să ne îndemnăm, să ne adunăm și să vedem, să ne uităm în jurul nostru, să ne dăm seama că venirea Domnului este aproape, că sfârșitul tuturor lucrurilor este aproape și în perspectiva aceasta a sfârșitului, a ceea ce urmează să se întâmple în lumea în care noi trăim, să ne pregătim și să facem toate aceste lucruri. Vedeți, în relația cu Dumnezeu și cu biserica sa, fie la nivel universal sau la nivel local, sunt lucruri pe care le facem fiecare în parte. Sunt lucruri pe care le facem împreună, sunt lucruri pe care le facem unii pentru alții și acestea se aplică tuturor. Nimeni nu iese din acest tipar al apartenenței, al identității noastre în Hristos și apartenenței noastre în Biserica Domnului Isus. Acum, toate aceste lucruri de care noi beneficiem prin nașterea din nou, binecuvântările sale, părtășia cu El, bucuriile spirituale, abundența vieții spirituale, făgăduința că rugăciunile ne sunt ascultate, făgăduințele care ne-au pus la dispoziție o moștenire nestricăcioasă, neperisabilă, veșnică. Toate lucrurile acestea, toate aceste beneficii sunt niște privilegii, în primul rând. Privilegii. Ce înseamnă privilegiu? Înseamnă un drept pe care ți-l dă cineva în mod arbitrar, doar pentru că vrea. Privilegiul nu are de-a face cu un drept ereditar, nu are de-a face cu un drept moștenit, este un drept pe care ți-l dă cineva în mod nemeritat. Și tot ceea ce ține de viața noastră, ca parte din Biserica Domnului Iisus Hristos, ca parte din mântuire, sunt niște privilegii nemeritate, pe care nimeni nu le-a dobândit prin meritele lui. Astea sunt niște drepturi extraordinare, frați și surori.
să intri în părtășie cu mulțimea în sărbătoarea îngerilor, cu biserica celor întâi născuți, cu sfinții lui Dumnezeu care au fost neprihăniți, care au fost făcuți desăvârșiți prin plecarea la Domnul. Lucrurile acestea sunt niște drepturi nemeritate, niște privilegii extraordinare. Fratele Petru vorbea mai devreme de Saul. Saul a fost făcut împărat fără să fie aparținut seminției regale, care era Iuda. Ce privilegiu extraordinar! I s-a dat dreptul să fie împărat, măcar că toiagul de cârmuire era în seminția lui Iuda. Și din nefericire, Saul n-a prețuit acest privilegiu. Saul nu l-a respectat pe Dumnezeu care i-a făcut această grație extraordinară, n-a împlinit poruncile lui Dumnezeu și putem să spunem că a călcat în picioare ungerea pe care a primit-o. Și pentru asta Dumnezeu l-a lepădat. Drepturile acestea extraordinare sunt condiționate. Și când cuvântul lui Dumnezeu spune, ni s-a dat dreptul să intrăm în locul preasfânt, prin perdeaua care a fost sfâșiată, pe calea nouă și vie pe care a deschis-o Mântuitorul Iisus. Ăsta este un drept extraordinar. Vă aduceți aminte de împărăteasa Estera, care era soția împăratului. Nu știu dacă la dumneavoastră acasă soția trebuie să bată la ușă atunci când intră. Nu? Aveți careva rânduiala asta? La mine de buzna, unde vrea, în casă. Casa ei. În casa împăratului Ahasveros, regina nu avea voie să meargă să se întâlnească cu împăratul până nu era chemată, somată. Dacă îndrăznea să se ducă cineva nechemat în fața împăratului, era expus condamnării la moarte. Și singura șansă pe care o avea să rămână în prezența împăratului, să-și pledeze cauza în fața împăratului, era dacă împăratul îi întindea toiagul și îi făcea hatârul ăsta, spunea, nu te omor de data asta, măcar că ai călcat protocolul. Dumneavoastră știți că atunci când s-au apropiat, spune în Evrei 12 și citim în Vechiul Testament, când s-au apropiat de muntele întâlnirii cu Dumnezeu, li s-a spus, aveți mare grijă, nici măcar un dobitoc din greșeală, dacă se va atinge de munte, nu va scăpa cu viață. Pregătiți-vă, instruiți poporul să nu se expună acestui pericol, pentru că nu poate cineva să intre în prezența lui Dumnezeu, să-L vadă pe Dumnezeu și să trăiască. Dimineața s-a vorbit puțin despre slava lui Dumnezeu și slava lui Dumnezeu când se arată, consumă tot ceea ce este imperfect. Ei, nouă ni s-a făcut privilegiul să putem intra în Sfânta Sfintelor, în locul preasfânt din cer, din punct de vedere spiritual. De multe ori ne rugăm, mormăim, adică, mă rog, ne rugăm, hai să zicem că ne rugăm. Scumpii mei, știți că am intrat în locul preasfânt? Cântăm, poate mimăm. Am intrat în locul preasfânt, suntem conștienți de acest privilegiu extraordinar pe care ni l-a făcut Dumnezeu? Doar pentru că l-a trimis pe Domnul Iisus Hristos să moară pentru noi. Ei, ăsta e un mare privilegiu, dar este un privilegiu condiționat. Nu intri cum vrei în locul preasfânt. Nu te apropii cum vrei de Dumnezeu. Și cuvântul Domnului spune foarte clar și cu vehemență să ne apropiem cu o inimă curată, adică sincer, cu credință deplină, conștienți de valorile împărăției lui Dumnezeu pe care le-a așezat în noi și conștienți de Dumnezeul cu care avem de-a face, fratele Raul vorbea mai devreme despre a-L cunoaște pe Dumnezeu ca să ne putem apropia de El. Cu inimile stropite și curățate de un cuget rău, adică purificată conștiința noastră,
Ne apropiem în mod deliberat. Ce faci când ieși în public? Ce faci când te duci într-un loc special? Te uiți de 10 ori în oglindă și te aranjezi și te mai ștergi și mai scuturi o scamă. Te duci foarte atent, că vrei să arăți perfect, vrei să arăți bine. Când intri în locul preasfânt, spune Biblia că stropești și curățești inima de un cuget rău, cu trupul spălat cu apă curată, am vorbit despre asta dimineață. Pentru că drepturile acestea, privilegiul acesta este condiționat. Și pentru că vorbim foarte mult de Harul lui Dumnezeu, aș vrea să închei prin a vă prezenta trei feluri în care putem face Harul lui Dumnezeu zadarnic în viețile noastre. Ce este Harul lui Dumnezeu? Harul lui Dumnezeu este exact felul în care El ne-a dat aceste drepturi extraordinare, aceste privilegii extraordinare. Avem precedent când Dumnezeu a dat Harul acesta poporului Israel. Avem precedent când Dumnezeu a făcut un mare hatâr împăratului Saul. Din seminția lui Beniamin ajunge împărat, măcar că nu era din seminția lui Iuda. Ce s-a întâmplat? Pentru că n-au prețuit acest, hai să zicem, har, această favoare. Le-a fost retrasă. Saul a fost lepădat, Israelul a fost lepădat, măcar că pentru o vreme. Și cuvântul lui Dumnezeu ne spune să ne cercetăm, să ne cercăm pe noi înșine, să fim siguri că suntem în credință. Pavel spunea, mă port aspru cu trupul meu, ca nu cumva după ce am propovăduit altora, eu însumi să fiu lepădat. Un om care a avut favoarea lui Dumnezeu, harul lui Dumnezeu în viața lui. Nimeni n-a explicat mai bine harul lui Dumnezeu decât apostolul Pavel. Și spune, sunt foarte atent ca să nu fac harul lui Dumnezeu zadarnic în viața mea. Cele trei feluri prin care harul lui Dumnezeu poate fi făcut zadarnic este prin neprihănirea personală. Când mă duc înaintea lui Dumnezeu și nu apelez la harul lui Dumnezeu, ce spun ca fariseul de odinioară, Doamne, eu vin aici în baza faptelor mele, a lucrurilor bune pe care le-am făcut, a zeciuielilor pe care le-am adus, am niște merite, nu sunt aici la voia întâmplării, nu sunt ca vameșul acesta, bate-se cu pumnul în piept, cadă la pământ, eu stau în poziție de drepți, pentru că merit. Meritele elimină harul, elimină grația, elimină favoarea. Și problema pe care o avem, stimați frați și surori, este că niciunul dintre noi nu avem merite. Meritele toate sunt ale Domnului Iisus. Ascultați ce spune apostolul Pavel în Galateni 2, de la versetul 19. Căci eu prin lege am murit față de lege ca să trăiesc pentru Dumnezeu. Am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Și viața pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc în credința în Fiul lui Dumnezeu care m-a iubit și s-a dat pe sine însuși pentru mine. Nu vreau să fac zadarnic harul lui Dumnezeu, căci dacă neprihănirea se capătă prin lege, degeaba a murit Hristos. Iată, ori de câte ori mă apropii de Dumnezeu, apelez la harul Lui, apelez la mila Lui, apelez la îndurarea Lui, apelez la favoarea Lui. Îi spun, Doamne, m-am apropiat, merit să dispar. Te rog, întindem toiagul. Și știți care este lucru frumos? Când suntem cu o inimă sinceră, deschisă, curată înaintea lui Dumnezeu, toiagul Domnului stă întotdeauna întins spre noi și ne primește. Lăudat să fie numele Domnului. Haideți să nu facem zadarnic harul lui Dumnezeu și să credem că atunci când intrăm în locul preasfânt, atunci când venim la adunare, am avea vreun motiv prin noi înșine să ținem capul sus și să spunem... Eu sunt cu tare. Nu. Doar prin mila și îndurarea Lui avem drept și intrare slobodă. Al doilea fel prin care putem să facem zadarnic harul lui Dumnezeu este prin nelegiuire, prin păcat. Prin neprihănire proprie, prin nelegiuire, prin păcat, printr-o viață dezordonată.
Și ascultați ce spune în Tit, capitolul 2, de la versetul 11, căci harul lui Dumnezeu, care aduce mântuire pentru toți oamenii, a fost arătat și ne învață, profesorul harului Dumnezeu, care ne învață, să o rupem cu păgânătatea și cu poftele lumești și să trăim în veacul de acum, în lumea aceasta în care trăim, nu? În vremea aceasta în care trăim, cum? Cu cumpătare, dreptate și evlavie, așteptând fericita noastră nădejde și arătarea slavei Marelui nostru Dumnezeu și Mântuitor, Iisus Hristos. Ce spune în Iuda, versetul 4, căci s-au strecurat printre voi unii oameni scriși de mult pentru osânda aceasta, oameni neevlavioși, care schimbă în desfrânare harul Dumnezeului nostru. Ce înseamnă asta? Înseamnă, am intrare slobodă în locul preasfânt? Da. Nu merg acolo prin meritele mele? Nu. E doar harul Domnului? Da. Sunt meritele Domnului Iisus? Da. Mă duc oricum. Mă duc dezordonat. Nu rezolv problema nelegiuirii din viața mea. Și Dumnezeu spune, nu. Harul lui Dumnezeu nu este har dacă este schimbat în desfrânare. Dumnezeu nu se lasă insultat și batjocorit. Al treilea fel prin care harul lui Dumnezeu poate fi făcut zadarnic în viețile noastre este prin indiferența, nepăsarea față de misiune și evangelizare. Când pur și simplu nu ne pasă că alții mor în păcate. Nu ne pasă de colegii noștri, nu ne pasă de vecinii noștri, nu ne pasă de nimeni. Și ascultați ce spune în 1 Corinteni 15 cu 10 Apostolul Pavel. Prin harul lui Dumnezeu sunt ce sunt. Și harul lui față de mine n-a fost zadarnic. Ba încă am lucrat mai mult decât toți. Totuși nu eu, ci harul lui Dumnezeu care este în mine, care are grijă în cercul acesta să nu-l întrerupă undeva, să nu spună, am lucrat mai mult ca toți, punct. Nu, am lucrat, dar de fapt nu eu, harul lui Dumnezeu, dar de fapt prin harul lui Dumnezeu am lucrat mai mult ca toți, dar am lucrat pentru mântuirea celor din jurul meu. De ce? Pentru ca să nu fac harul lui Dumnezeu zadarnic. Așa că, dragii mei, la încheierea acestui serviciu, gândindu-ne la faptul că facem parte din Biserica Domnului Iisus Hristos, că avem aceste privilegii extraordinare, prin har, haideți să ne cercetăm. Harul nu este un ecuson. Harul nu este o legitimație pe care o purtăm în portofel. Harul nu este o firmă, nu este o declarație verbală. Harul este cuantificat în cuvântul lui Dumnezeu. Harul lui Dumnezeu are o învățătură și are niște practici care pot fi verificate în viața fiecăruia dintre noi. La ce trebuie să ne uităm în seara aceasta? Care sunt întrebările pe care ni le punem? Mă duc înaintea lui Dumnezeu și apelez la harul lui, apelez la Domnul Iisus Hristos, la favoarea lui. El este toiagul întins al lui Dumnezeu spre mine, care mi-a făcut favoare, care nu m-a nimicit, ci m-a lăsat să beneficiez de viața îmbelșugată pe care mi-a dat-o în mântuire. Slăvit să fie Domnul pentru asta. Fii conștient de lucrul ăsta. Cercetează-te să vezi dacă mai ești conștient de acest adevăr. În al doilea rând, să ne cercetăm viața, în oglinda cuvântului. Să vedem cum arătăm, cum trăim, cine suntem și ce facem. Și numai printr-o verificare amănunțită a practicii noastre de fiecare zi, să ne ducem în locul preasfânt, în baza harului lui Dumnezeu, dar fără să insultăm și să profanăm acest har printr-o viață de dezordine spirituală și practică. Și în al treilea rând, din prezența lui Dumnezeu să plecăm motivați să slujim. Prin cântare, prin cuvânt, prin exemplu personal, prin chemarea la mântuire pe care o facem celor din jurul nostru. Slujirea noastră va dovedi că am înțeles
harul lui Dumnezeu nu trebuie făcut zadarnic prin nepăsare, rețineți, prin neprihănire personală, prin nelegiuire și prin nepăsare față de chemarea lui Dumnezeu. Prin acestea, harul lui Dumnezeu poate fi făcut zadarnic. Haideți să ne ridicăm în picioare, să ne rugăm ca harul lui Dumnezeu să nu fi fost zadarnic în viețile noastre, ci să reprezinte o mare binecuvântare pentru noi și pentru cei din jurul nostru. Ne rugăm cu toții!